Proteste cu caricaturi și fotografii la Curtea de Apel. Chiar dacă oamenii spun că nu au încredere în justiția moldovenească, vor continua să ceară închiderea gunoiștii de la Țânțăreni. În instanța de judecată nu poți veni să câștigi, nu poți. Asta degeaba pierzi timpul și degeaba asta. Prin caricatură poate eu mișca că de cât vor înțelege că noi suntem oameni și noi avem drepturi să le ofere. Oamenii spun că au obosit să luptă pentru drepturile sale, chiar dacă este vorba de gunoiștea din Țânțăreni, care afectează grav sănătatea localnicilor din apropiere. Timp de un an, reprezentanții organizației neguvernamentale au încercat să găsească dreptate în judecată. Pierzând procesul, timp de o lună au cerut decizia instanței, care a fost prezentată abia după mai multe acțiuni de protest. Iată, după o lună de zile de alergare, zi la zi, ne s-a oferit și decizia de judecată, după un protest. Protestatarii au fost susținuți și de către o altă organizație civică. În majoritatea cazurilor în care părât este primăria municipiului Chișinău, dosarele sunt tergiversate și se iau decizii în defavoarea intereselor cetățenilor și în favoarea schemelor frauduloase care sunt derulate la nivelul primăriei municipiului Chișinău. Și iată, acest caz a gunoiului în Țânțăreni este un exemplu elocvent. Oamenii spun că vor bate pragurile instanțelor de judecată până când vor rezolva problema. După Curtea de Apel urmează Procuratura Generală. Olesa Caireac, Alexei Semionov, pentru NIT.